A trecut prima rundă de alegeri din Republica Moldova. Cu toate acestea, Statele Unite ale Americii rămân îngrijorate. Secretarul de stat american, Antony Blinken, atrage atenția că Rusia ar fi încercat să influențeze bunul mers al scrutinului și că va face la fel și pe 3 noiembrie, când va avea loc al doilea tur al prezidențialelor. La scurt timp a fost publicat și un reportaj marca BBC, care arată în detaliu cum au fost cumpărate voturile locuitorilor din Transnistria cu doar 1000 de ruble. Republica Moldova se îndreaptă mai mult ca niciodată spre un viitor european, însă drumul până acolo nu este deloc ușor. Referendumul privind aderarea Moldovei la Uniunea Europeană a trecut la limită, cu doar 50,46% dintre voturi pentru. Statele Unite ale Americii sunt însă de părere că această luptă strânsă este datorată și interferențelor Rusiei. Rusia a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a perturba alegerile și referendumul și pentru a submina democrația din Moldova, inclusiv prin finanțare ilicită și cumpărare de voturi, dezinformare și activități cibernetice răuvoitoare. Se arată în declarațiile transmise de secretarul de stat american aflat în turneu în Orientul Mijlociu. Iar acuzațiile acestuia au și temei. Un reportaj marca BBC cu privire la alegerile din Republica Moldova arată exact cum votanții din Transnistria recunosc fără remușcări că au votat așa cum li s-a cerut, în schimbul a 1000 de ruble, echivalentul a mai puțin de 50 de lei. Nu, voi ne faceți cât cu dați ne voi plăti. 300. Da, da, la 100 rublei. Mă, 1000. Da. За голос, да? Да. А кто обещал? Человек он ушёл, я сейчас приду, иду до машины, так и до сих пор нет. А вас много кто приехал так за деньги, да? Я и она еще должна прийти, еще трое человек. Да, просто я не поняла, как надо было голосовать. То есть просто принимать участие? Или... Кого нас сказали, мы так и делали. А кого не сказали? Я не хочу сказать кому, я буду... А Евросоюз, да или нет? Băi, asta ваш... mai e problemă, eu nicomu nu scăzut. Chiar dacă tentativa de fraudare a alegerilor nu a avut rezultatele dorite, autoritățile din Statele Unite rămân în continuare îngrijorate. Antony Blinken oferă însă asigurări că Occidentul este alături de poporul moldovean în lupta lui pentru o soartă mai bună. Pe măsură ce privim spre turul 2 al alegerilor prezidențiale din Moldova din 3 noiembrie, Statele Unite rămân îngrijorate că Rusia va încerca din nou să împiedice moldovenii să-și exercite dreptul suveran de a-și alege proprii conducători. Statele Unite ale Americii vor continua să sprijine eforturile Moldovei de a asigura un proces credibil, transparent și democratic pe 3 noiembrie. Pe data de 3 noiembrie va avea loc ultima bătălie pentru poziția de președinte al Republicii Moldova. Maia Sandu, care a obținut 42,45% dintre voturi, și Alexander Stoianoglo, candidatul susținut de proruși, se vor duela în al doilea tur al alegerilor prezidențiale.